întrebarea se pune: cum putem noi rămâne statornici în ciuda circumstanțelor adverse care pot să apară? Așa am și pus titlul mesajului din seara aceasta, din textul citit. Textul în calendar este din Daniel 1, de la 1 la 20. Am trecut peste textul acesta și am cerut de la Dumnezeu un mesaj de aici. Și Domnul m-a inspirat să-l prezint în fața dumneavoastră în felul acesta. Statornicie în ciuda circumstanțelor adverse. Pentru noi majoritatea circumstanțelor sunt favorabile, dar sunt și din acele adverse care stau împotriva noastră. Cum putem noi rămâne statornici? Despre Daniel, despre Hanania, Mișael și Azaria, găsim în Scriptură că tinerii aceștia, care mai târziu au ajuns să fie bătrâni, au rămas statornici în ciuda circumstanțelor adverse, adică circumstanțe care erau împotriva lor, care îi trăgea într-o altă parte, departe de Dumnezeu. Cum poți să rămâi statornic? Întoarcerea și pocăința și the honeymoon, luna de miere, îs ușoare și sunt bune la început, dar pe parcurs ceva se întâmplă. Și oamenii spirituali, oamenii lui Dumnezeu, pot să fie păcăliți, înșelați și derutați de pe cărarea aceasta a mântuirii. Sunt oameni care au început bine. Sunt fete care au cântat cândva în corul de fete. Și acum, poate-ți la a doua sau la a treia căsătorie, cu bărbați prin închisoare, cu copii și așa mai departe. Sunt băieți care au fost aduși la binecuvântare, care au crescut la școala duminicală și în biserică, cu părinți credincioși care se tem de Domnul, au fost înșelați și păcăliți de cel rău. Și acum unii poate nu mai vin la biserică, alții au fost prinși în capcana aceasta drogurilor, a alcoolului, alții în adulter și așa mai departe și nu mai sunt pe calea lui Dumnezeu. Pericolul acesta îl paște pe orice credincios. Suntem noi conștienți că oricare dintre noi putem să cădem? Oricare dintre noi putem să cădem. Și cuvântul Domnului îi spune celui care stă în picioare să aibă grijă să nu cadă. Există pericolul căderii. Cum să rămâi statornic ca și creștin în ciuda circumstanțelor nefavorabile? Haideți să învățăm de la acești patru tineri. Haideți să vedem cum au rămas ei statornici în ciuda circumstanțelor adverse. În primul rând, acești tineri își păstrează identitatea în ciuda schimbării numelui și a contextului social. Totul s-a schimbat în viața acestor tineri, absolut totul, până și numele li s-a schimbat. Și majoritatea dintre noi nu cunoaștem numele lor dat de părinții lor, nume evreiești, Hanania, Mișael și Azaria, nu-i știm așa. Cum îi știm pe acești trei tineri? Șadrac, Meșac și Abednego. Numele care l-au primit la curtea lui Nebucadnețar. Li s-a schimbat numele, s-a schimbat țara, cultura, contextul social, lumea care îi înconjoară. Imaginați-vă, de la Ierusalim, dintr-o cetate au fost dus și într-o altă cetate, în capitala Babilonului.
Și acolo trebuiau să se pregătească să slujească unui împărat păgân. Tineri de viță nobilă, tineri crescuți în frică de Dumnezeu. Alți prieteni, alți colegi, alt anturaj, altă țară, altă cultură, altă lume. Aici aproape că ne-am putea identifica cu ei. Cei mai mulți dintre noi care am venit din România, am ajuns, ne-am trezit ca lăsați așa cu parașuta la intersecție, pe Indian School cu 22 Avenue. Hey, how are you? Where are you coming from? Me no speak English. Și cam atât. Ia, dar încerca să ne mai spună ceva. Sorry, me no speak English. Atât am știut. Dar e foarte interesant că cu me no speak English te-ai descurcat în America. Îi destul, dar măcar atâta trebuie să știi. Aviz vizitatorilor. Dacă ajungeți în America, nu trebuie să știți engleză, dar măcar atât să știți. Me no speak English. Ok? Me speak Romanian. Me speak Spanish. Me speak French. Whatever. Și atunci oamenii te ajută și te descurci. Parașutați aici, într-o altă cultură, într-o altă lume, într-o altă limbă, alte obiceiuri, alt popor, alți vecini, totul diferit. Și s-o iai de la zero. Și pentru noi care am fost mai tineri, la 24 de ani, am prins limba repede, fără familie, fără responsabilități, destul de ușor, destul de simplu. Dar imaginați-vă că au venit frați la 40 de ani și la 50 de ani, cu 6 copii după ei, cu 8 copii, cu 10 copii sau chiar mai mulți, să încep de la zero o viață în mijlocul unei societăți despre care nu știi nimic. Dar unde am fost primiți cu brațele deschise? Și de aceea zic întotdeauna, God bless America. Domnul să binecuvânteze America. Am fost primiți cu brațele deschise și puține au fost circumstanțele în care nu ne-am simțit bine sau am simțit că suntem apăsați și înjosiți. Dar am început o viață nouă aici. Avantajul nostru a fost că cumva ne-am găsit pe aici până America. Ne-am găsit. Și ne-am adunat și am făcut România noastră aici. Mie asta mi-a plăcut cel mai mult când am venit în America. Toată săptămâna sunt în America, dar marți seara, joi seara, duminică dimineața și duminică seara mă duc în România. Avem România noastră. Și ne adunăm în mica noastră Românie, unde vorbim românește pe hol, vorbim românește de la Hambon, discutăm despre problemele noastre în românește, discuți cu oameni care te înțeleg. Am făcut România noastră aici. Și iară e un har într-o țară străină să-ți faci tu țărișoara ta. Și iară zic God bless America pentru treaba asta. Evrei aceștia patru n-au avut luxul ăsta să-și facă țărișoara lor. Hai să avem noi clubul nostru, să avem noi biserica noastră, să avem noi adunarea noastră. Nu! Acolo li s-a spus de la început, băieți, uitați de unde ați venit. Voi de acum o să fiți în slujba împăratului păgân. Uitați! Trebuie să uitați și limba voastră, învățați o altă limbă acum. Uitați de religia voastră, uitați de Dumnezeul vostru, de tradițiile voastre, altă lume. Altă împărăție, altă slujbă. Totul începe de la zero pentru voi. Și acești tineri își păstrează identitatea. Ei nu uită cine sunt. Chiar dacă totul în jurul lor se schimbă, inclusiv limba, inclusiv numele, inclusiv cultura și palatul, ei știu că vin dintr-un popor ales de Dumnezeu și ei au un Dumnezeu al lor.
au un Dumnezeu al lor, căruia trebuie să-i slujească. Wow! Despre noi, popor al Domnului, orică trăim în America, orică trăim în România, orică trăim în Australia sau în Europa de Vest, în Spania sau în altă parte, despre noi și despre identitatea noastră, 1 Ioan 3:2 spune că noi acum suntem copii ai lui Dumnezeu. 1 Ioan 3:2. Acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Ce va fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Și Efeseni 1:11, noi suntem moștenitori, copii ai lui Dumnezeu, moștenitori împreună cu Fiul Său. Asta e identitatea noastră. Ești conștient și îți păstrezi această identitate cu sfințenie oriunde te-ai găsi? Unii se schimbă de la un loc de muncă la altul și se despocăiesc parcă imediat. Păi zice, aici la serviciu sunt altfel lucrurile. Lucrează pentru un boss care e mai conservator, care e mai în vârstă, care e mai serios, care are un set de pretenții și te porți ca atare. Te duci la un alt loc de muncă unde e șeful mai tânăr, ochii lui sunt după fuste scurte, moraviuri ușoare, pariți, petreceri. Și imediat schimb standardul. Ni se permite nouă să ne schimbăm identitatea, chiar dacă se schimbă contextul, niciodată. Nu trebuie să uităm oriunde am fi, că noi suntem fii ai celui preanalt, copii ai lui Dumnezeu și suntem responsabilizați de Dumnezeu în urma acestui titlu, acestei identități. Oriunde am fi, noi trebuie să trăim ca copii ai lui Dumnezeu. Identitatea noastră trebuie să rămână neștirbită. Vorbești limba engleză sau limba română, n-are importanță. Mai prindem și spaniola, more power to you. Le spun copiilor și tinerilor, măi, dacă puteți să învățați limba engleză, limba română și limba spaniolă, felicitări, n-aveți nimic de pierdut, numai și numai de câștigat. Mi-e ciudă pe cei care sunt așa de leneși că nici limba română nu vor să o învețe. Mă, băieți și fete, v-a dat Dumnezeu harul pe gratis să învățați a doua limbă. Știi cât costă să înveți o limbă? Ți-ai făcut un calcul? Cât te costă să înveți o a doua sau a treia sau a patra limbă? Costă! Costă timp și bani și energie și efort. Și ție ți se pune în brațe, băiat și fată, născut din români, venind la biserică română, ți se pune în braț a doua limbă, să înveți limba română și te ajută părinții, te ajută biserica, te ajută liderii la tineret, te ajută păstorii, te ajută cei de la școala duminicală, toată lumea te ajută pe tine să înveți a doua limbă, pe gratis, nici măcar nu trebuie să plătești, ca să fii mai deștept. Și tu ești cult, nu vrei să fii deștept. Nu, că nu cumva să fii prea deștept, să nu fii mândru, nu, că o să știi două limbi. Ce, îți dai seama ce încăpățânare? Să nu zic că e o prostie, să nu vrei să înveți a doua limbă. Că la urma urmei n-are importanță ce limbă vorbești tu să fii al lui Hristos. Că Evanghelia nu-i numai pentru români, nici nu a început cu românii, nici nu se termină cu românii. Doar dăm slavă lui Dumnezeu că ne-o cuprind și pe noi. Românii nu-s mai grozavi decât americanii, nici americanii decât românii, nici mexicanii decât africanii. Toți aparținem aceluia stăpân. Evanghelia e pentru mântuirea tuturora. De la indieni până la eschimoși, până la africani sau aborigenii din Australia. N-are importanță ce limbă și unde, ce limbă vorbești și unde trăiești. E important să nu-ți pierzi identitatea. Asta e primul gând. Omul care rămâne statornic, acela nu își pierde identitatea, el o păstrează în ciuda schimbării contextului social și chiar a numelui, că unii ne-au rebotezat americanii, alții au trebuit să schimbe ei numele.
La început am fost așa, mi-a fost ciudă pe ei, și-o schimba numele, și-o schimba numele. După aceea am zis, mă, și așa toată lumea i-a pocit numele, măcar le-a dat un nume ca să nu-l mai pocească, să știe să îl spună. Dacă Ion, să fie Gian. Ce Ion? Când o să-i pui tu pe american să spună Ion? Oriunde mergi, te botează. How do you spell your name? Și unii au fost nevoiți să schimbe numele. Nu-i nicio problemă. Asta nu-i. De asta nu atârnă mântuirea ta sau mântuirea mea. Alții și-au mai adăugat un nume, alții au rotunjit, au luat o literă, au adăugat două. Ai fost Petru și acum ești Piră. Wow! Nu, ce mare grozăvie! Ai grijă totuși dacă ți-ai schimbat numele să știi numele. Că am auzit de cineva care și-a schimbat numele și l-a pus să se roage. L-a anunțat de la învon păstorul și el a uitat că și-a schimbat numele. Eu folosesc numele nou, trebuie cineva să-l atenționează. Mă, frate, tu trebuie să te rogi. Am uitat că mă cheamă așa. Dacă ți-ai schimbat numele, adu-ți aminte, ține minte ce nume ai. Dar nu e o problemă. Identitatea a ta și a mea să rămână în Hristos și în Dumnezeu. Suntem ai Lui. În orice circunstanță și oriunde am trăit. Al doilea gând. Ca să rămânem statornici, ne păstrăm credința în ciuda obținerii celei mai înalte educații a vremii. Ne păstrăm credința în ciuda obținerii celei mai înalte educații a vremii. Versetul 46, versetul 4, partea a doua, și versetul 20 ne arată intenția împăratului cu privire la ei. Vrând să-i crească timp de 3 ani, după care avea să fie în slujba împăratului. Și versetul 20: în toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici. 3 ore de facultate, 3 ani, rectific, de facultate, 3 ani de universitate. Credeți că au fost profesori mai buni în altă parte decât la casa împăratului? Credeți că a fost o altă universitate mai superioară decât universitatea de la casa împăratului? Timp de 3 ani de zile oamenii aceștia trebuiau pregătiți. Și iată-i pe tinerii aceștia cei mai pregătiți, cei mai capabili. Unii cred că știința sau educația sau universitatea să bate cap în cap și stă împotriva credinței. Nu e adevărat. Chiar dacă, din păcate, în ultimii ani, majoritatea celor care merg la studii superioare își pierd credința, din cauza că educația la nivel înalt în America și în lume este secularizată și Dumnezeu a fost scos afară. Am urmărit chiar și documentarii pe linia aceasta. Dacă ești profesor universitar, nu doar să mergi să studiezi și să absolvești o universitate. Dacă ești profesor universitar, o să ai un zid greu de trecut. N-ai voie să declari credință în Dumnezeu. Și dacă cumva să strecoară în lucrările tale, în tezele tale, sau chiar la școală, dacă să strecoară acest adevăr cu privire la credința ta, șanse sunt că o să fii dat afară din învățământ, chiar și în America. Am urmărit un documentar care se ocupă de problema aceasta. Pentru că învățământul a fost luat ostatec de către atei. Educația și învățământul a început în biserică și în America și în lume. Învățământul a început cu Scriptura. Și în America primele școli au fost școlile duminicale. Primele universități, cele mai faimoase universități din America, unde vrea să meargă toată lumea. Și Princeton, și el, și altele. Au început ca școli de misiune care să pregătească păstori și misionari. Așa au început. Am rămas
uimit când am vizitat câțiva ani în urmă una din aceste universități, cele mai faimoase din America. Și am citit plăcile care au fost scrise cu ocazia dedicării. Interesant. Și acum, universitățile acelea care au fost deschise ca să pregătească oamenii lui Dumnezeu și să-i crească în credință, acum îi învață pe oameni că nu există Dumnezeu. Și majoritatea celor care merg la college și la universități, ultimele statistici arată că 80% dintre ei în primul an să leapădă de Hristos și de biserică și de credință. Mai rămân vreo 20% dintre ei. Și ne groază, nouă ne groază când auzim că un copil merge la college sau la universitate. Nu că am fi împotriva educației, ci pentru că educația a fost luată ostatic de către atei în America și în lume. Tinerii aceștia au rămas credincioși chiar dacă au ajuns să fie cei mai înțelepți și cei mai priceput. N-are importanță la ce școală te înscrii, în ce domeniu te pregătești și cât de sus o să urci pe această treaptă a educației. Important este să rămâi credincios. Asta cântărește. Și nu există nicio contradicție între cultură, învățământ, știință și credința în Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu au fost printre cei mai înțelepți oameni care au umblat pe fața pământului. Oamenii lui Dumnezeu, oameni învățați, oameni pregătiți, au declarat credință în Dumnezeu. Credința în Dumnezeu nu-i demodată, Scriptura nu-i demodată, încă e sursa numărul unu de înțelepciune. Dacă noi căutăm înțelepciunea, s-o căutăm aici. Înțelepciunea se găsește în Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Tinerii aceștia au învățat la cea mai înaltă universitate a vremii și au fost cei mai buni studenți. Și au absolvit cu premiul 1, dar și-au păstrat credința. Mă rog ca toți tinerii noștri care se pregătesc și să dea Domnul să avem cât de mulți doctori și avocați, dar avocați buni, nu știu, că întotdeauna întrec furnici așa până limbă când mă gândesc la avocați, că am respect pentru profesia lor, dacă ai nevoie de ei, îți bun, dar să dea Domnul niciodată să n-ai nevoie de ei. Dar să fie avocați, să fie doctori, să fie ingineri, să fie tehnicieni, să fie contabili, să fie copii ai lui Dumnezeu în toate domeniile, să fie profesor la liceu, să fie profesor la universități. E posibil și e necesar și e nevoie și nu-i nicio contradicție. Și sunt, slăvit să fie Domnul că mai sunt și aici și în România. Poți să fii un om luminat, poți să fii un om priceput, poți să fii un om deștept, poți să fii un om pe cea mai înaltă treaptă în ce privește educația și să fii credincios. Și lucrul ăsta e foarte important. Să ne rugăm pentru copiii noștri. Majoritatea celor care au venit din România și altora care poate n-au trecut de un anumit nivel în ce privește educația, au zis: copilul vreau să meargă mai departe. Să meargă mai departe, dar să-și păstreze credința. Cum rămânem statornici pe calea Domnului? Ne păstrăm credința, chiar dacă creștem în educație și în pregătire profesională. Și în al treilea rând, și aici poate zăbovim puțin, își păstrează spiritualitatea în ciuda invitațiilor firii pământești. Își păstrează spiritualitatea în ciuda invitațiilor și a chemării firii pământești. Lucrul ăsta, să știți că e foarte greu. Versetul 5, versetul 8 spune așa: împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul pe care îl bea el. Versetul 8: Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele stricate.
stricate ale împăratului? Așa scrie. Unde e limba română? Avem în limba română. Frații, cred că nu-s pe fază. Să nu se spurce cu bucatele alese, the highest quality, cea mai înaltă calitate în alimente. Când tinerii ăștia au ajuns, chiar dacă au dus-o destul de bine în Israel, n-au avut ce le pregătea împăratul. Voi tinerii care v-ați născut și ați crescut aici, n-aveți de unde să știți și să simțiți, numai unii dintre voi care mai mergeți în misiune și mai ieșiți de aici, din rai. Când noi am trecut frontiera și am ajuns în Iugoslavia, m-am bucurat că am găsit pâine albă, pâine albă gustoasă și smântână. Era smântână câtă vroiai să cumperi la magazin. În România, în ultima perioadă, n-am mai știut să cumperi smântână. De unde? La care magazin? Că dacă venea, cred că managerul împărțea la neamurile lui, la prietenii lui, n-ajungea la populație smântână în ultimii ani. Lanciu, când era lanci în Iugoslavia, eu mâncam o franzelă întreagă și un borcan de smântână. Asta era lanciu. Când am mers la magazin și am văzut pe o parte tot felul de ciocolată și bomboane și dulciuri și biscuiți și Eugenie și fulgi și arahidele, spuneam la alunele astea americane, Doamne, și pe o parte era Coca-Cola și Pepsi și Mountain Dew și Dr. Pepper și în sticle mari și în canuri, că-ți venea să mănânci canul. Așa de fain arăta. Fai, atunci să-mi fi spus cineva, ai ajuns aici la ele, dar nu te atingi. Ai ajuns la ele, dar nu te atingi. Vezi, o să mergi în America, dar n-ai acces. Nu mai ai acces la pâine bună, să nu te atingi. N-ai acces la smântână, n-ai acces la Coca-Cola, n-ai acces la Sprite, n-ai, la alune din astea, la tot ce ți se pare ție că e bun. N-ai acces. Credeți că ce s-a pus pe masa împăratului a fost rău sau de prost gust? Păi eu cred că împăratul a avut cei mai buni bucătari. Păi unde sunt cei mai buni bucătari din țară? La masa împăratului. Păi am sorry, în Casa Albă președintele are un bucătar, un șef, care răspunde și are o mulțime de aghiotanți, de ajutoare, sous-chefs pe lângă el, care ajută la pregătirea mâncării. Păi sunt oameni de specialitate, nu mănâncă orice. Le calculează caloriile, le calculează vitaminele, carbohydrates, proteine, aminoacizi, tot ce au nevoie. Le calculează așa și le dă the best. Cei mai buni bucătari. Și iată pe Daniel și pe cei trei tineri care sosesc la palatul împăratului și împăratul de la masa lui, de la bucătarii lui. Cele mai bune produse din țară le pune sub nasul lor. Și Daniel și tinerii discută între ei. Nu știu dacă le miroase. Ah, smells good. Miroase fain. Dacă miroase fain, trebuie să aibă și gust bun. Dar mâncarea asta nu-i pentru noi. Mâncarea asta ne afectează din punct de vedere spiritual. Fără să spun aici, avem dreptul să presupunem că mâncarea era închinată dumnezeilor și idolilor. Erau jertfe aduse la dumnezeii lor. Mâncarea era gustoasă. Compoziția chimică nu era schimbată. Dar Daniel și tinerii au spus, oricât de tare ne lasă gura apă, oricât de strigătoare e invitația firii pământești ca să mâncăm, să gustăm, ne pare rău, nu-i pentru noi. Noi nu ne putem spurca cu bucatele astea. Dați-ne zarzavaturi. O să devenim vegan. Nu ne trebuie nimic din bogăția asta. Luăm din lucrurile simple.
Wow! Iată o chemare și o invitație a firii pământești care devenea un pericol pentru relația lor cu Dumnezeu și ei spun no thank you. Pentru noi e important să rămânem oameni spirituali în relație cu Dumnezeul nostru decât să ne desfătăm cu bucatele alese ale împăratului. Câți dintre noi am fi făcut alegerea aceasta? Câți dintre noi am fi fost în stare să spunem nu? Era firesc să accepte bucatele de la masa împăratului, dar ei au ales relația lor cu Dumnezeu. Au decis în favoarea Duhului și împotriva firii pământești. Când e ultima dată când noi am decis în favoarea Duhului și împotriva firii? Nu vreți să facem un inventar scurt? Și vă rog și vă cer și vă invit în numele Domnului care ne-a răscumpărat. Haideți să ne facem un inventar serios. Un inventar serios, fiecare dintre noi, eu și tu care mă asculți. Haideți să vedem ce am decis în ultimii 40 de ani, în ultimii 20 de ani, în ultimii 10 ani, de când ne-am întors pe calea credinței. De câte ori am decis în favoarea Duhului și împotriva firii pământești? Și de câte ori când ni s-a oferit ocazia, tot în favoarea firii, tot în favoarea firii, am decis. Nu vreți să facem un inventar? Eu am o listă lungă aici, nu știu prin cât o să trec, că timpul s-a cam dus, dar vă mai țin câteva minute dacă aveți răbdare și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să ne binecuvinteze, să ne facă bine. Ăsta de la urmă e foarte serios și foarte important și foarte practic. Și cred că ăsta e mesajul care Dumnezeu vrea să-l transmită pentru sufletul tău și pentru sufletul meu. Haideți să ne facem un inventar, să vedem când e vorba să decidem între Duh și fire, să vedem cât de ușor spunem da Duhului și nu firii, sau invers. Participarea la slujbele bisericii. Fă-ți un inventar în ultimii ani. De câte ori veneai cândva la biserică și de câte ori vii acum? O dată, de două ori, de trei ori sau de patru ori pe săptămână? Gândește-te. Dacă în urmă cu câțiva ani veneai numai o dată și acum vii de două sau de trei ori sau de patru ori, înseamnă că ai spus da Duhului și ai spus nu firii. Dar dacă invers, în favoarea cui? În favoarea cui e decizia ta să vii o singură dată pe săptămână la biserică? În favoarea firii pământești sau în favoarea Duhului? Puneți întrebarea. De ce vii doar duminică seara? Vorbesc aici la un număr limitat de oameni și la alții care nici măcar nu sunt aici. Domnul se binecuvintează, I hope că-s pe internet și mustră Duhul și cuvântul. De ce ai decis să mergi o singură dată pe duminică la biserică? Așa ți-a spus Duhul Sfânt sau din firea pământească și din comoditate? Cine câștigă când vii numai o dată pe săptămână la biserică? Duhul sau firea? Puneți întrebarea. Și apoi pune-te în papucii lui Daniel și a celor trei tineri. Și vezi că ei, oricât de tare a fost invitația firii, ei au spus da Duhului și nu firii. Dărnicia. Dărnicia. Ai fost mai darnic 10 ani în urmă ca și acum? Dacă ai fost mai darnic atunci și acum ești mai zgârcit, în favoarea cui ești? În favoarea Duhului sau a firii? Nu ți se pare că ai mai dat un inch la fire și câștigă firea? Cu cât ești mai zgârcit, cu atât câștigă firea pământească. Cu cât ești mai darnic, cu atât câștigă Duhul. Rugăciunea, cât timp te rogi? Cât timp petreci în rugăciune? Gândește-te 10 ani în urmă, 20 de ani în urmă, în funcție de anii pe care i-ai pe calea credinței. Când te rugai mai mult? Atunci sau acum? Și dacă ai slăbit în rugăciune, în favoarea cui ai slăbit? În favoarea Duhului sau a firii? Așa e că în favoarea firii
observ cum firea câștigă? Citirea Bibliei, cât timp petreci citind și studiind Scriptura? Nu mai ai timp de Biblie. Nu mai ai timp de Biblie. Cine câștigă? Duhul sau firea? Observ cum ai cedat de la Duh și ai dat frâu firii? Televizor, iPhone, iPad, video games, Facebook, Instagram and you name it, că nici nu le mai știu câte sunt și nici nu mă interesează să dea odată Domnul cu toate de pământ, să se ardă toate cu satelit și cu tot și să se simplifice din nou viața asta, că e mai mult un blestem decât o binecuvântare. Prea puțini le folosesc bine. În raport cu aceste lucruri, cine câștigă? Duhul sau firea? Duhul sau firea? De câte ori votez împotriva firii și da Duhului? Unii au început să meargă în oraș la filme. Nu mai e nicio problemă. Ce toți merg, merg în oraș la filme. Decizia asta e în favoarea Duhului sau în favoarea firii? Încă o dată. Decizia asta e în favoarea Duhului sau în favoarea firii? Să vezi unde ești pe această schelă. Alții își permit să meargă la spectacole lumești. Au superstars pe care vor să-i vadă live și plătesc bani să meargă și se numesc pocăiți, se numesc credincioși. Merg la biserică. În favoarea cui decizia asta? În favoarea Duhului sau în favoarea firii? Alții la competiții sportive. Așa de mult s-au implicat unele familii în competiții sportive și și-au implicat copiii lor în competiții sportive. Aveți grijă, familii tinere. Vă spun lucrul acesta ca peste 10 ani să nu ziceți de ce nu ne-ai spus. De asta vă spun. Peste 10 ani să nu ziceți de ce nu ne-ați spus. Unii dintre voi vă implicați copiii așa de mult în competiții sportive încât visul copiilor voștri îi să ajungă ca și fotbalistul nu știu care, ca și sportivul nu știu care. Ăsta e visul lor. Nimic despre Hristos, nimic despre Sfinții Apostoli, nimic despre lucrarea lui Dumnezeu, ci cum să ajungă și ei să fie un superstar. Și o să vedeți cum această dorință nu-i pe departe în favoarea Duhului, ci în favoarea firii pământești. Și aduce distrugere și pierzare și cădere. Și vă scrieți cu mâna voastră sentința copiilor voștri. Cu mâna voastră vă scrieți. Voi îi luați de mână, unii, puțini, și îi implicați în activități de genul ăsta, crezând că le faceți bine și crezând că noi suntem bătrâni și demodați și știm doar să condamnăm că și aia e păcat, și aia e păcat, și aia e păcat. Nu vorbim acum direct despre păcat și nepăcat. Vorbim despre decizii în favoarea firii și în favoarea Duhului. Da, pentru părinții noștri a fost clar păcat și a fost bine așa. Pentru alții tineri acum nu mai e nimic păcat. Și din toate acestea ce câștigă? Duhul sau firea pământească? Ce câștigă? Fraților și popor al Domnului, ce câștigă, Duhul sau firea pământească? Firea pământească câștigă de fiecare dată. Bijuterii, bijuterii, ba mai discută unii, în câțiva ani de zile toate femeile o să fie cu bijuterii, tot o să fie permis. Că s-a început de la verighetă, inelul de logodnă, inelul de propunere, cercei din aia lipiți de lobul urechii, după aia cercei mai mari, lănțișoare din alea subțiri care abia se văd, la lănțișoare mai groase, și apoi cu o cruciuliță mică, după aia cu o drongă din aia cum purtau vacile când mergeam cu ele în câmp ca să le auzim pe unde suntem. Așa au ajuns unii să poarte, iertați-mi jargonul țărănesc cu care am crescut când eram copil. Ce s-a întâmplat? Toate astea sunt în favoarea Duhului? Întreabă-te, soră,
tânără sau în vârstă, puneți întrebarea: îi în favoarea Duhului sau în favoarea firii? Cui faci o favoare? Ajuți pe Duhul Sfânt care vrea să lucreze în tine, să te prelucreze într-o asemănare desăvârșită cu Domnul Iisus Hristos, sau ajuți firea pământească să fii și tu ca și ceilalți, să nu fim noi rămași în urmă, să nu fim noi rămași în urmă, nu cumva să se uite lumea strâmb. Dar de ce vrem să fim noi acceptați de lume? De ce vrei să fii ca lumea? Când în istorie a iubit lumea biserica? Și dacă vine ziua în care lumea iubește biserica, ai vai de noi, vai de biserica, ai numai biserică. Biserica din totdeauna a fost urâtă și disprețuită de lume, din totdeauna. Noi trăim în lume, dar nu facem parte din lume. De ce ai decizii în favoarea firii pământești și împotriva Duhului? De ce nu ții cont de strigările și semnalele care le trimite Duhul Sfânt? Batic a fost legat în față, după aia legat în spate, după aia numai o formă de batic, apoi o eșarfă, apoi o cordeluță și apoi nimic. Pentru unele surori e păcat să poarte batic. E păcat. N-ar purta batic pentru nimic în lume. Nu s-ar înjosi. Nu s-ar înjosi. Sunt puține din astea mai tinere. Nu s-ar înjosi. Ce batic? Eșarfă, dacă poți, o acoperi cu păr să nu se vadă, să-mi strice coafura. În favoarea cui e? Cine te cheamă? Cine spune? Nu mai purta învelitoare pe cap, ia-o jos de pe cap. Cine îți spune? Duhul Sfânt îți spune sau firea pământească? De ce toate deciziile pe care le iai dai favoare și câștig firii pământești? De ce nu te interesează ce spune Duhul Sfânt? Că Duhul Sfânt vorbește prin Scriptură. Farduri, make-up, că voi nu știți ce-i farduri, make-up. Prima dată așa un pic, ca să nu se vadă niște defecte pe față. După aceea un pic mai accentuat, ca să dea culoare. Apoi mai accentuat, să iasă buzele în evidență, că ies buzele cam mici, și să se vadă mai mari și să fie mai evidențiate, cu o culoare mai aprinsă. Apoi pe lângă ochi, că nu i se văd ochii. Trebuie să se vadă ochii, să-i faci negru de jur împrejur ca să se vadă ochii, să fie conturați. Că Dumnezeu n-a știut când i-a făcut cum să-i facă să se vadă. Trebuie să se vadă. Unghiile trebuie să se vadă. Și ca să se vadă trebuie să le vopsești. De la pink până la roșu, la negru, verde, roșu, galben și albastru, steagul României și mai știu eu. Și dacă le vopsești la mâini, de ce să nu le vopsești și la picioare? Și dacă îți permiți make-up și vopsele, de ce să nu-ți permiți și tatuuri? Băieții spun, dacă doamnele se pot vopsi în toate felurile și se spală după aia, de ce noi nu putem să punem tatuuri? Și dacă punem tatu cu I love Jesus, nu spune niciun tatu pe tine, pune tatu în inimă, acolo să strige Duhul Sfânt, I love Jesus, și viața ta să se vadă că-L iubești pe Iisus. Nu scrie pe tine, nu-i permis, nu-i permis. Nu ne permite Dumnezeu. Astea în favoarea cui? Duhul Sfânt îți spune, o, așa trebuie să fiu. Sau firea? Cine are câștig de cauză aici? Nunți. S-a început în Duhul, se sfârșește în firea pământească. Nu trebuie să intru mult în detalii aici. Dar vedeți la nunțile noastre, aici în adunare și pretutindeni, câți iau decizii în favoarea Duhului și câți iau în favoarea firii pământești? Că firea pământească vrea să fie scoasă în evidență. Acum e păcat să vină mireasa nemachiată aici și fără unghii făcute. Cum să mergi tu mireasă fără vopsele pe față și fără unghii? Așa cum îți nu unghiile normale? Nu știu, care e problema cu unghiile? Care e problema cu unghiile? Am îmbătrânit, suntem demodați, chiar că am rămas în urmă, că nu pot să înțeleg care e problema cu unghiile femeilor. Care e problema cu unghiile femeilor că trebuie vopsite? Ce defect îi la ele că trebuie acoperit
și trebuie să fie. Și mireasa, mireasa să n-aibă unghii și să nu fie vopsită. Doamne ferește, doar odată în viață ești mireasă. Și apoi rochia, de ce să fie cuvincioasă în ziua nunții? Ce-i dacă e mai dezvelită? Ce-i dacă n-are mâneci? Ești mireasă! Nu mai vă uitați după ăștia bătrâni, după ăștia care au rămas demodați. Nu vă uitați după ce spune Duhul Sfânt. Ăsta-i strigătul, dar nu-ți dai seama. Nu-ți dai seama că fiecare decizie pe care o ai, spui nu Duhului Sfânt și spui da firii, mai lași puțin. Lasă firea pământească să se expună. Lasă să mai câștige firea puțin, că Duhul poate să piardă, că tot a pierdut în ultimii ani. Îmbrăcăminte provocatoare, senzuală, care stârnește pofte. Dar să nu se uite. Problema e la bărbați, că se uită bărbaților. Lăsați-vă ochii acasă. Lăsați-vă, veniți cu ochelari de soare. Puneți-vă blinds pe ochi. Voi sunteți de vină că vă uitați. Nu-s femeile care se îmbracă necuvincios și provocator și se expun în fața bărbaților. Voi sunteți de vină. Noi suntem, că ne uităm. Așa zice firea pământească, nu Duhul. Căsătorie, o singură dată a fost cândva, o singură dată căsătorie. Acum se poate și de două ori și de trei ori și se poate și homosexual să se căsătorească și să înfieze copii. Toate deciziile astea în favoarea cui au fost? Nu observați cum de fiecare dată firea pământească? Cândva a fost abstinență totală de la alcool, așa cum ne învață Scriptura și cum declarăm de aici. Nu! Oricărei forme de alcool, nu alcoolului, distruge, strică, nenorocește, îl desparte pe om și de familia lui și de Dumnezeu. Nu alcoolului! De ce sunt tineri și familii tinere care spun că berea, o bere, două, un pahar de vin, două, nu sunt așa mare lucru? Știți că sunt curente din acestea în bisericile pentecostale, în România și în America? Cine câștigă? Duhul sau firea? De la casa de rugăciune, care e locașul lui Dumnezeu, casa aceasta e o casă de rugăciune. Casa Tatălui meu, spunea Domnul Iisus, va fi o casă de rugăciune. Cum s-a ajuns în societatea în care trăim să se adune oameni în casa de rugăciune și să urmărească un Super Bowl, un football game, la casa de rugăciune? Ce au făcut oamenii cu casa de rugăciune? Cum au scos rugăciunea afară și au băgat fotbalul înăuntru? În favoarea cui sunt toate deciziile acestea? În favoarea Duhului sau în favoarea firii? Ești conștient, ești aici în seara aceasta, iubit frate și soră, tânăr, băiat și fată, ești aici în seara aceasta? Te sensibilizează cumva Dumnezeu? Sau te uiți urât la mine și te gândești cine l-a pus și pe fratele Cornel să mai vorbească iară despre lucrurile astea? Ce strigă din tine Duhul și ce strigă firea? Duhul te cheamă la pocăință, ascultă-mă. Duhul te cheamă la pocăință. Duhul geme și mijlocește pentru tine să te întorci înapoi de unde ai căzut și să te pocăiești. Așa cum strigă Dumnezeu în Apocalipsa: întoarce-te de unde ai căzut și pocăiește-te. Ce strigă firea? Firea strigă: astea n-au nicio importanță. Nu e așa mare lucru. Nu e așa mare lucru. Poți tu să vezi de-a lungul vieții tale cum ai luat decizii în favoarea firii pământești și împotriva Duhului? Poți tu să conștientizezi lucrul acesta și să zici în seara aceasta: eu, Doamne, îți vinovat. Nu mai sunt azi unde am fost. De ce? Am decis în favoarea firii pământești și în defavoarea Duhului. Toate deciziile care se iau acum de schimbări și care se vor lua în următorii 10 ani, veți vedea că sunt un tentat asupra vieții spirituale, un atentat, ca un atentat terorist, asupra vieții spirituale și în favoarea firii pământești. Firea câștigă
de fiecare dată. Ce vrei dumneata să câștige? Firea pământească sau Duhul? Vrei să rămâi un om spiritual sau să devii un om spiritual? Sau vrei să ajungi un om firesc? O, tare mult aș dori ca să strige Duhul Sfânt în inima ta, că de aici de la microfon o striga, dar acum trebuie să strige în inima ta. Duhul Sfânt să strige în inima ta și Duhul Sfânt să sensibilizeze urechile și mintea și inima și tu să spui: Doamne, trebuie să mă pocăiesc. Doamne, n-am să mai lăs firea pământească să știrbească din Duh. N-am să mai las firea pământească să-mi fure din viața spirituală. Doamne, ajută-ne! Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați luat în serios cuvintele din seara aceasta. Unii poate le-ați luat în serios în seara aceasta, unii poate o să le luați mai târziu când o să fie mult mai rău. Dorința și rugăciunea mea înaintea lui Dumnezeu, pentru mine personal, pentru familia mea și pentru Biserica Domnului, este ca în toate deciziile care le luăm să nu mai dăm un deget firii pământești, să nu mai votăm în conștiința noastră în favoarea firii pământești. Nu mai da câștig de cauză firii pământești. Lasă pe Duhul Sfânt să conducă viața ta și inima ta și familia ta, de la tânăr până la bătrân. Ne închinăm înaintea Domnului cu rugăciune și cu pocăință, dacă simți că ai nevoie.